În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amen. Preacucernice Părinte Paroh, preacucernice Părinte Consilier, preacucernici Părinți Diaconi și iubiți frați și surori într-un Domnul. Iată că ne-a ajutat Domnul să săvârșim astăzi Sfânta Taina a Botezului pentru al optelea copil, a opta fiică a Părintelui Vasile, a Doamnei Preotese Elisabeta, în această parohie. Și aceasta ne dă prilejul să mai adâncim încă o dată ce este propriul nostru botez. Am primit prin botez un privilegiu enorm. Cel mai mare privilegiu pe care îl primește cineva pe pământ. Investitura de președinte sau de împărat este nesemnificativă față de investitura de creștin. Pentru că Sfântul Ioan Gură de Aur zice că cel botezat, când primește haina cea luminoasă, prin botez, cât în Hristos ne-am botezat, în Hristos ne-am îmbrăcat, el primește demnitatea de fiu al împăratului cerurilor, fiu al Tatălui Ceresc, fiu al lui Dumnezeu Făcător, care e un privilegiu mult mai mare decât să fii cineva important pe pământ aici. Și de asta Fiul, cel unul născut și veșnic împreună cu Tatăl, ne-a lăsat o singură rugăciune. A zis, când vă rugați, spuneți așa, Tatăl nostru. Și dacă Sfântul Pavel în Epistola către Romani zice, dacă suntem fii, suntem și moștenitori. Doar că noi suntem niște moștenitori pe care ne interesează moștenirea. Dacă îți lasă tata sau mama moștenire 10 metri pătrați de grădină, ești gata să te bați în tribunal cu fratele sau cu altcineva care pretinde la cei 10 metri pătrați de grădină. Dar dacă e vorba de împărăția cerurilor, nu e așa semnificativ. Că pare ceva așa de altundeva. Dar împărăția lui Dumnezeu începe aici și acum. Noi la fiecare liturghie binecuvântăm împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Adică proclamăm adunarea asta noastră ca împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Și înseamnă că Tatăl, Fiul și Sfântul Duh înglobează, includ această adunare în împărăția lor. Pentru că suntem toți fii, o adunare de fii aici. Fii, deci, moștenitori. Conștiința acestei filiații și conștiința privilegiului, conștientizarea privilegiului de a moșteni nu mai puțin decât împărăția cerurilor, nu crește de la sine și nu se mișcă de la sine în interiorul nostru, în inima noastră. Se cultivă. Se cultivă. Și așa cum noi ne comportăm și ne conformăm la identitatea noastră de oameni și facem toate cele omenești. Mâncăm, bem, ne spălăm, ne odihnim, muncim, ne încadrăm în toate cele omenești, atunci trebuie să înțelegem că și în planul apartenenței la împărăția cerurilor și în statutul nostru de fii al lui Dumnezeu, ar fi potrivit să ne comportăm la fel. Și ne spune Domnul, nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Înseamnă că cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie hrana noastră de toată vremea. În primul rând Evanghelia, apoi psalmii și toată Scriptura.
o doamnă Egeria de la Roma, în secolul 4, scria prietenelor ei, surorilor ei din biserică. Zice, se afla la Ierusalim și participa la cateheza care se face pentru cei care urmează să boteze. Și zice, episcopul stă în mijlocul bisericii pe un scaun și după ce au fost învățați de către preoți până la ceasul întâi, adică de dimineață până la ceasul întâi, adică pe la ora 9, deci preoții au învățat pe cei care urmează să boteze. Zice, episcopul de la ceasul întâi până la ceasul 3, adică 3 ceasuri, vorbește de ceasurile bizantine, cum se spune, ceasul 1, 3, 6, cum le citim noi aici. De la ceasul 1 până la ceasul 3, îi învață pe cei care se botează scripturile și zice, începând cu geneza, cu facerea, le lămurește toate cele ce Dumnezeu a făcut pentru noi. Și asta face timp de 5 săptămâni. În fiecare zi, de la ceasul 1 la ceasul 3, adică ceasul 1, ceasul 3, de la ora 7 dimineața până la ora 9, dar face 3 ceasuri, de până pe la ora 10. Deci 9-12, de la 9 până la 12 face lucrul acesta. Fiecare zi, 3 ceasuri. La aceasta asistă cei care urmează să boteze, nașul sau nașa, dacă e bărbat sau femeie, plus, zice, creștinii din biserică care doresc să cunoască, să mai asculte învățătura. Și după aceea, din săptămâna a șasea, se învață simbolul, zice, învață simbolul, simbolul credinței, crezul, pe care ei, la sfârșitul săptămânii a șaptea, trebuie să recite în fața episcopului, dacă vor să fie botezați, în ajun de Paște, adică la sfârșitul săptămânii mari. Deci, înseamnă că noi, cateheza asta pe care n-am făcut-o, că n-am fost botezați adulți, trebuie să o recuperăm. Trebuie să o recuperăm. După aceea, zice Domnul așa, cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață în sine însuși și eu îl voi învia pe el în ziua cea de apoi. Cel ce nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu nu are viață în sine însuși. Și trupul meu este adevărată mâncare și sângele meu adevărată băutură. Înseamnă că e adevărata mâncare, adevărata băutură, cea pentru care cu adevărat trebuie să ne străduim și trebuie să le dorim. Că Sfântul Ambrozie al Mediolanului, ca să citez un sfânt de aici din Italia, zicea în secolul 4, dacă zicem pane nostro quotidiano, panem nostrum quotidianum, zicea el în latinește, pane nostru quotidiano, pâinea noastră quotidiană, pâinea noastră de fiecare zi, de ce nu dorim în fiecare zi Sfântul Trup și Sângele lui Hristos? Același lucru, cam în aceeași perioadă, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, la Constantinopol. Zice, de ce venim numai și dorim pe Hristos numai în patruzecime, adică în vremea Apostolului, că de atunci au început oamenii cu vremea Apostolului. De ce nu dorim pe Domnul în fiecare zi ca niște, ca pruncul care dorește sânul Maicii sale? Asta ce înseamnă? Înseamnă că hrana noastră cu trupul, sângele lui Hristos, e mai importantă pentru noi decât hrana fizică. Că deja ni s-a spus că nu numai cu pâine să trăim, ci și cu Cuvântul lui Dumnezeu. Și de Cuvântul lui Dumnezeu, Domnul Hristos zice, cuvintele mele sunt duc și sunt viață. Și cu atât mai mult, zice, eu sunt pâinea care s-a bucurat din cer, din care dacă mănâncă cineva, nu mai moare. E mai importantă împărtășirea cu trupul sângele Hristos pentru suflet decât sunt importante vitaminele pentru trup.
Și mamele poartă de grijă ca copiii să aibă vitamine. Tot timpul cu ochii pe ei, să nu fie prea pali, să nu fie prea mulate, să nu... cu ochii pe ei mereu. Păi și părinții bisericii, care suntem și tați și mame aici în biserică, ne îngrijim de asta și ne îngrijorăm când copiii nu se hrănesc cu trupul sângele lui Hristos. Și apoi Sfântul, tot Egeria, această minunată pelerină Egeria, care ne-a lăsat un jurnal de călătorie pe care puteți să-l căutați, să-l citiți, că este și în românește, este și în italiană, ne spune că au auzit la Ierusalim că se cânta în vremea împărtășirii cu trupul sângelui lui Hristos, paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Care e prima atestare că aceste versete se cântau. Ele fac parte dintr-un psalm, din psalmul 115. Și versetul dinainte este o întrebare. Ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie? Și răspunsul la această întrebare este paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. De asta se mai numește liturgia și euharistie. Evharistia înseamnă mulțumire. Și atunci înseamnă că noi când ne împărtășim cu trupul sângelui lui Hristos și chemăm numele Domnului, noi nu facem altceva decât să răsplătim Domnului, să mulțumim Domnului pentru toate câte a făcut nouă. Ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte a dat mie? Paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Deci nu este împărtășirea, cum avem noi mentalitatea, că este premiu după că am postit câteva zile, ne-am spovedit și gata, și suntem în regulă și pe aia ne întoarcem anul viitor. Că atunci eu o să spun acolo unde oamenii vor să facă așa, ca părintele să deschidă biserica o dată pe an, slujește liturghia, să împărtășesc oamenii, o închide și o redeschidem anul viitor. De ce să o deschidem în fiecare zi? De ce să o deschidem în fiecare duminică? Așa preoții din Episcopia Italiei au un an de concediu și au o duminică pe an slujire când oamenii vor să împărtășească. Iar dacă vor să se împărtășească, când este liturghia, pentru că liturghia dă ritmul împărtășanii, nu bunul nostru plac și buna noastră sau așa zisul nostru obicei, care nu are nicio legătură cu rânduiala bisericii, dacă noi vrem să urmăm ritmul pe care dă liturghia, atunci este liturghie, deci este ospăț. Și nu e ospățul oricui, e ospățul pe care Tatăl cel Ceresc ni-l pune înainte și ni-l dă ca pâine pe Fiul lui cel Unu-născut. Și așa, împărtășindu-ne din trupul sângele Fiului lui Dumnezeu cel Unu-născut, conștiința, împărtășindu-ne din cuvântul lui, din trupul sângele lui, chemând numele lui, conștiința de fi se dezvoltă în noi. Altfel, de asta am ajuns în lumea aceasta, cu o conștiință creștini, cu conștiință de oameni pierduți, așa, de suntem risipiți, suntem mai nimănui, nu este Dumnezeu, nu mai este curaj, nu mai este nădejde, nu mai este nici credință, nu mai prea este. Pentru că noi suntem cu niște suflete care duc lipsă de cele mai elementare alimente care să le dea vlagă, să le dea putere, să le dea viață. Viață. Și atunci trebuie să reconsiderăm lucrurile. Totdeauna se pune întrebarea, dar cum facem că noi ne-am obișnuit să ne spovedim ca să ne împărtășim? Bineînțeles, să ne spovedim. Dar nu numai să ne spovedim, să ne pocăim în toată vremea. Pocăința cea de toată vremea te pregătește pentru împărtășirea cea de toată vremea. Nevoința cea de toată vremea te împărtășește pentru împărtășirea cea de toată vremea. Înfrânarea cea de toată vremea te pregătește pentru împărtășirea de toată vremea. Că noi ce facem? Ne înfrânăm 3 zile, ne înfrânăm 10 zile, ne înfrânăm în postul Paștelor. Și după aia ce facem? Ne desfrânăm sau ce facem? La propriu și la figurat, sau numai la propriu, sau numai la figurat. Creștinul e om înfrânat în toată vremea, nu este un
un om care trăiește așa, una caldă, una rece, odată sus, odată jos. Este un om care trăiește în înfrânare, în așezare, în cumpătare, în luare aminte la cum vorbește, ce vorbește, ce privește în toată vremea. Nu numai în post, nu mai privim la prostii și apoi după aia privim, nu? În post nu înjurăm, dar după aia înjurăm în timpul celălalt, nu? Adică când îți prazice, înjurăm, numai când e post, nu înjurăm. Mai vorbesc când îl înjurăm pe Dumnezeu, înjurăm pe Maica Domnului și așa mai departe, care din gura creștinului nu are voie să iasă ceva, că în gura care face asta nici nu are voie să mai intre în părtășanie vreo 7 ani, ca să vadă, să-și aducă aminte dacă mai vrea să mai vorbească urât. Da, serios. Deci, de asta noi trebuie să reconsiderăm felul în care noi trăim și să trăim creștinește în toată vremea. Nu de Sfântul Ion vrem să sărbătorim și tragem o beție de Sfântul Ion. Că de asta e vrenic, marele ascet care zice că nu mânca numai miere sălbatică și nu știu ce, și noi de ziua lui tragem un chef așa și ne facem praf. El care la un chef din ăsta aiurea, în care s-o băut mai mult decât trebuia, o ajuns să fie, să-i se ia viața. Dintr-o făgăduință din asta nebunească la beție, care îi zice Irod lui, fata lui, nevasta lui, care era, se fusese înainte nevasta lui frate-sa, uite, cerem orice, eu plăcut cum o dansat, care o dansat provocator și așa mai departe, spune-mi orice, ce vrei să-ți dau până la jumate din împărăție. La beție, așa, și la beție nu și-a pierdut, cum să spun, nerușinarea, că mai bine era nerușinat și atunci nu s-a rușinat de comeseni. S-a trezit conștiința că, vai, am făcut o făgăduință și nu pot să o dau înapoi. Și de-abia atât a așteptat nevasta lui să ceară viața, să ceară capul lui Ioan Botezătorul, că Ioan Botezătorul era vocea conștiinței. Îi spunea, nu se cuvine, îi spunea lui Irod, nu se cuvine să iei pe nevasta fratelui. De asta e dureros când praznicele noastre, care sunt o binecuvântare și un prilej de împărtășire cu trupul sângelui lui Hristos, devin doar prilej de mâncat și de băut și tot ce decurge din mâncat și băut prea mult, de toate, pentru toți, și cu cuvântul, și cu fapta, și cu gândul, și cu toate. Și de asta viața noastră, sărăcuța, ea nu reușește să ia o direcție și să aibă o coerență, pentru că noi suntem într-o intermitență. Acum suntem creștini, acum nu suntem creștini. Acum, cum zice, păi mă împărtășesc, când mă împărtășesc, de ce mă împărtășesc? Zice că mă simt pregătit. Și după aia zic, nu mă simt pregătit, nu mă împărtășesc. Teamă mi este că mințim și într-una și într-alta. Și noi trebuie să ajungem să fim adevărați și într-una și într-alta. Unu, să ne fie clar că nu suntem niciodată pregătiți să ne împărtășim și nu suntem vrednici niciodată să ne împărtășim, că și asta e o problemă, să mă împărtășesc cu vrednicie. Vrednicie de la mine în niciun caz. De asta zicem înainte de împărtășire și mă învrednicește să mă împărtășesc. După ce am zis că cel din tâi dintre păcătoși sunt eu, și să-mi ierte mie greșelile cele cu voia, cu fără de voie, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, și mă învrednicește să mă împărtășesc. Prin urmare, după tot ce am spus cu referire la păcatele mele, sunt nevrednic. Și singura vrednicie e aceea pe care poate să mi-o da Domnul. Pregătit. Cu ce să fiu pregătit? Îl impresionez pe Dumnezeu că n-am mâncat 3 zile, sau sunt unii 7 zile, sau 10 zile, sau nu știu ce. N-am mâncat de fruct. Dracii nu mănâncă niciodată. Asta nu înseamnă că vin la împărtășanie și că-ți vrei nici de împărtășanie. Nu mănâncă niciodată, ajunează în continuu. Nu ajunarea te face mai bun, ci dragul de Dumnezeu, și din drag de Dumnezeu să începi să te lepezi de ce nu-i plăcut lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeul nostru stabilește raportul dintre El și noi pe principiul iubirii. Pe principiul iubirii. Și El e Cel care ne iubește mai întâi. Dar ne propune și nouă să-L iubim. Pe Cel pe care îl iubești, începi să îl prețuiești și începi să nu mai vrei să faci ce nu-i place.
Păi dacă iubita îi spune la iubitul ei, nu-mi place plovărul ăla. Doamne ferește, nu mai pune niciodată. El îi spune ei, nu-mi place că spui ruși pe buze. E nu-i practic, din anumite puncte de vedere, nu o dau exemplu acum. Ea nu mai pune ruși pe buze, gata, s-a terminat. Da. Nici nu-i practic, deci nu, nicio plăcere, nicio bucurie. Păi noi, când e vorba de Dumnezeul nostru, care ne iubește personalizat pe fiecare dintre noi, până la a voi să fim cu El în veșnicie, oare ar putea să fie ceva ce Lui ne place și noi să zicem, nu, nimic, lasă, că de data asta o fac și după aia nu mai fac? Ăsta e principiul, principiul iubirii. Înfrânare din iubire, iertare, eu iert de drag, de dragul Dumnezeu iert, de dragul Dumnezeu postez, de dragul Dumnezeu mă smerez, de dragul Dumnezeu mă înfrânez, de dragul lui Dumnezeu sunt cumpătat. Și de dragul lui Dumnezeu cer iertare de fiecare dată când constat că firea mea mă împinge pe alături, mă trage pe alături, cu gândul, cu fapta, cu vorba, cu privirea, cu atitudinea. Și atunci, încet, 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 Dumnezeu îmi dă să înțeleg tot mai subtil în ce greșesc. Că noi greșim mult mai mult decât credem. Noi greșim mult mai mult decât credem. Și cu toate acestea, Dumnezeu nu încetează să ne iubească și nu-și armonizează iubirea, nu-și cuantifică iubirea proporțional cu felul în care noi suntem cum trebuie sau nu suntem cum trebuie. Facem voia Lui sau nu facem voia Lui. Dumnezeu ne iubește pur și simplu. Dar noi răspundem la această iubire la măsura în care începem să ținem cont de ce îi place Lui. Că zice Domnul așa, acel care ține poruncile mele, acela mă iubește. Cel care rămâne în cuvintele mele, acela mă iubește. Păi nu faceți voi tați și mame la fel? Care-i copilul care credeți că vă iubește cel mai mult? Copilul care vă ascultă, ăla vă iubește cel mai mult. Și copilul care te ascultă îți aduce cea mai mare bucurie, îți aduce cea mai mare împlinire. Că tu îi spui la copilul tău așa și el împlinește ceea ce îi spui. Cu drag. Și asta te aduce cea mai mare satisfacție. Păi Dumnezeu nostru, Tatăl cel Ceresc, să n-aibă parte de această satisfacție și de această bucurie. Să-i mai facem și câte o bucurie. Și să mai zicem și câte un din când în când, câte un slavă ție, Doamne. Pur și simplu. Nu să așteptăm să se întâmple nu știu ce. Că... Știți cum ne comportăm noi câteodată, ne raportăm la Dumnezeu ca la cineva care ne-i dator în continuu. Și de la care noi așteptăm în continuu și care trebuie să ne împlinească în continuu. Și cumva aproape suntem nemulțumiți dacă El nu se manifestă așa în termeni și în timpii când noi îi cere. Și noi nu înțelegem că Dumnezeu nostru ne poartă grijă în toată vremea. E mai aproape de noi, cum zice Sfântul Siloan, decât propria noastră respirație. Dumnezeu nostru e în spatele bătăii inimii noastre. Dacă nu ar binecuvânta El bătaia inimii noastre, nici n-ar bate inima. Este mai prezent în viața noastră decât propria noastră minte și propria noastră conștiință de noi înșine. Pentru că iubirea Lui face că El ne îmbrățișează, ne poartă în iubirea Lui în toate detaliile ființei noastre. Păi în primele zile, mamele care nasc copii, aproape nu dorm deloc. Aproape nu dorm deloc, pentru că cu ochii pe copilașul ăla în toată secunda, numai dacă scâncește un pic, deja e gata, ce se întâmplă, cum face? Respiră nu știu cum, cu ochii pe el în continuu. Și atunci, și simte dacă s-a mișcat copilul în pas și dacă ațipește un pic, simte că s-a mișcat deja, e gata, e cu ochii pe el.
Păi Dumnezeul nostru care nu doarme niciodată. Așa că să ne ajute Domnul să învățăm să ne raportăm la Dumnezeul nostru cu drag. Să începem să lăsăm mentalitatea comercialistă și comercializantă. Doamne, dă-mi, eu îți dau, tu dă-mi, eu postez, tu dă-mi aia, eu plătesc o slujă, tu dă-mi aia și așa mai departe. Că orice i-am dat lui Dumnezeu e nesemnificativ. Deci, dacă facem aici pereții din biserica asta și pardoseală o facem numai în diamante și pe altar punem numai platină și numai smaralde și numai toate pietrele cele mai prețioase din lumea asta, e nimic, e de la, ele sunt luate din pământul în care Dumnezeu le-a făcut să se izească. Și nu e nimic care nu e al Lui. Și atunci ce îi place lui Dumnezeu? Ce prețuiește Dumnezeu cel mai mult? Dragostea mea față de El. Dragul meu față de Dumnezeu este o bucurie pe care eu fac Lui. Și așa cum te bucură pe tine copilul care zâmbește când te întorci acasă și uiți de toate durerile, de toate problemele, de toate grijile, așa Dumnezeu se bucură de noi, cu atât mai mult. Domnul să binecuvinteze pe nou botezata, pe nași, pe părinți și pe toți care sunteți aici și să ne ajute să creștem în conștiința de fii ai Tatălui Ceresc. Că asta ne va crește și demnitatea, ne va crește și verticalitatea și ne va face niște oameni mult mai puțin îngrijorați de ce se întâmplă în lumea asta și de perspectiva pe care lumea asta o prezintă, pentru că perspectiva vieții noastre va fi îndreptată către regăsirea pentru veșnicie cu Tatăl cel Ceresc. Pentru că acolo e originea noastră, obârșia, cum îi spunem noi, dacă mai știți cuvântul ăsta. Acolo e obârșia, acolo e rădăcina. Și aia e perspectiva vieții noastre. Și atunci perspectiva din viața asta rămâne așa, ceva mult mai puțin semnificativ. Domnul să vă bucure, să vă binecuvânteze pe toți.